Bună seara, domnilor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Statul de Drept. Este luni, este momentul să analizăm ce se întâmplă în România, ce se întâmplă în Gorj și în Târgu Jiu. Pentru acest lucru l-am chemat în această seară în calitate de invitat pe domnul Mihai Gherghe, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu. Stimate domn, bună seara și bine ați revenit! Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație. Stimate domn, ne uităm ce se întâmplă în ultima vreme pe eșichierul politic. După o perioadă de, să spunem, o lună și jumătate, am avut destule discuții cu ceea ce înseamnă combatanții din spațiul politic. Iată că acum, cel puțin la Târgu Jiu, pare să avem o perioadă de acalmie. Toată lumea așteaptă ședința de Consiliul Local în care probabil se va discuta mult înbițatul proiect de city manager sau administrator public pe înțelesul tuturor, dar până ajunge la Târgu Jiu v-aș propune să ne uităm puțin ce se întâmplă la nivel de centru, la nivel de administrație centrală, acolo unde am avut, haideți să le numim, turbulențe în actul guvernării, au fost derapaje de comunicare, altfel nu pot să-mi explic, între premierul actual al României, domnul Tudose, și teoretic liderul partidului, pentru că nu l-am văzut contrându-se pe premier cu altcineva. Astăzi urma să se propună sau să se supună aprobării președintelui numirea celor trei viitori miniștri. Cum trebuie să privim ce s-a întâmplat în ultimele două săptămâni între responsabilul actului guvernării, în speță premierul Tudose, și responsabilul teoretic al actului guvernării, președintele partidului? Vedeți dumneavoastră, încă de anul trecut, de pe 11 decembrie 2016, domnul Klaus Iohannis, președintele țării, care până în prezent nu s-a remarcat cu absolut nimic pentru țară, deși a spus de atâtea ori, bine, ca și alți foarte mulți membri din PNL, că au un program pentru România, un plan pentru țara aceasta, nu vedem nimic până acum și sunt 3 ani de zile de când este președintele țării. Dar de anul trecut, din 2016, de pe 11 decembrie, susține atacuri necontenite la adresa guvernului și la adresa PSD, din dorința de a decima acest guvern, din dorința de a nu reuși punerea în aplicare a programului de guvernare cu soluții concrete pe care noi, Partidul Social Democrat, le-am prevăzut în acest program de guvernare. Cred că toată lumea, dacă nu marea majoritate a cetățenilor din această țară, cu bune curele vis-a-vis de guvernarea noastră, realizează faptul că, iată, avem dinspre Palatul Cotroceni o dorință clară și fermă de a decima guvernul, de a decima Partidul Social Democrat, de a nu fi opozanți în fața domniei sale, pentru că dânsul dorește doar o candidatură în 2019, care să mandatul. Nu... Se văd toate aceste lucruri, sunt vizibile, pentru că o astfel de candidatură la cea mai importantă funcție în stat nu se pregătește cu câteva luni înainte, ci din timp. Mai ales că vorbim de președintele țării în exercițiu și atunci e normal că are nevoie de candidați slabi, are nevoie de partide slabe pe care să le coordoneze, să le ghideze după bunul plac, pentru a reuși să câștige încă un mandat fără să fi făcut ceva pentru România. Politică externă vedem că nu avem absolut deloc din partea administrației prezidențiale. Se implică din ce în ce mai des în actul de guvernare prin ieșiri și poziții anormale și care chiar încalcă Constituția României. Și ne aduce aminte din ce în ce mai des de fostul președinte Traian Băsescu. Plecând de aici, de la această premisă foarte clară, care o vede absolut toată România, este normal că am avut o guvernare și cu rezultate bune și cu greșeli de asemenea, și am mai spus-o în emisiuni că lupta aceasta se duce pe mai multe fronturi. Una dintre ele este cea a justiției. Și de a nu atinge acest mult lăudat și chiar blamat DNA, Direcția Națională Anticorupție, deși vedem nenumărate abuzuri ale DNA-ului,
inclusiv de ultimul caz legat de miniștri în care acum sunt obligați să schimbe încadrările pentru că au greșit în rechizitoriu și tot ceea ce au scris acolo legat de doamna Sevișa Aideh și de doamna Rovana Plumb nu este adevărat și trebuie să schimbe totul. Deci toată acea premisă că ar fi, s-ar fi săvârșit acte de corupție și s-ar fi încălcat legea nu există. Încă o dată vedem că DNA-ul intervine în actul de guvernare, deși intră în atribuțiile guvernului prin hotărâri de guvern să treacă din patrimoniul statului în patrimoniul unui consiliu județean sau al consiliului local, prin hotărâre de guvern să trec toate acestea din domeniul public al statului, al statului în domeniul public al, al consiliului județean sau al unui, unei localități, tot în atribuțiile guvernului intră aceste, aceste hotărâri de guvern. Deci nu s-a încălcat din acest punct de vedere, nu s-a încălcat absolut deloc legislația și din nou DNA-ul intervine, știm bine despre ordonanța de urgență 13 care a generat și mișcări de stradă, dar și o acțiune forță a DNA-ului care până la urmă s-a dovedit a fi neconstituțională. Și toată lumea știe că până la urmă parchetul general a închis acel dosar pentru că nu existau niciun fel de fapte. Este o luptă foarte dură pentru că mulți dintre aceștia, inclusiv domnul Klaus Iohannis, pentru că are interese foarte mari, știm bine, a candidat și a fost primar, având chiar și dosar penal pe rol, dar care s-a încheiat, de asemenea a candidat la președinția țării având acel dosar la ANI, având dosar cu casele, care până la urmă știți bine că a pierdut două case. Știm, inclusiv în iarnă a apărut decizia definitivă și irevocabilă prin care se spunea foarte clar că domnul Iohannis a folosit acte false pentru a intra în posesia unei case. Deci a candidat la cea mai înaltă funcție a statului având aceste dosare și e normal că DNA-ul și parchetul ar trebui să se sesizeze, cel puțin în ceea ce privește soția domnului președinte, pentru că și dânsa este parte în acel caz, domnul președinte este deocamdată protejat de legislație. Și atunci e clar că legându-se și de acea sintagmă care nouă ne place foarte mult, statul de drept, se duce această luptă pe acest tărâm extrem de dur al justiției și care are efecte negative și asupra guvernării. Pe partea economică vedem că orice acțiune, orice măsură întreprinsă de guvernul PSD este mereu atacată de către opoziție și de către președintele țării, chiar și în situația în care ei nu vin cu absolut nicio soluție. Și am spus-o de fiecare dată, din păcate Partidul Național Liberal, care este cel mai mare partid în opoziție, nu a avut un plan de guvernare. Și singura lor idee este de a ataca și de a denigra toate măsurile, indiferent de consecințe, tocmai pentru a nu se putea duce la îndeplinire programul de guvernare. Știm bine că s-a anunțat faptul că România are deja, s-a modificat indicele de creștere economică în pozitiv, a depășit deja 6% creșterea economică în România, deci premisele sunt foarte bune și toate acestea se datorează guvernării Partidului Social Democrat. Ceea ce privește măsurile pe care noi le avem în program, așa cum a anunțat-o și premierul și președintele Partidului Social Democrat, 75% din programul de guvernare pentru anul 2017 a fost dus la îndeplinire. Eu zic că este o realizare, pentru că în sfârșit un program și un partid în alianța de guvernare se ține de acest program și toată lumea, pentru că am văzut scorul pe care l-am avut la alegerile din 2016, toată lumea a văzut faptul că este cel mai bun program de guvernare. Așteptăm, pentru că știm bine, fac din păcate o trimitere la ceea ce s-a întâmplat în guvernarea tehnocrată, când ministrul tehnocrat al fondurilor europene trebuia să întocmească autoritățile de management ce trebuiau propuse către Consiliul European pentru a fi aprobate și apoi semnate granturile de finanțare pentru programele operaționale de investiții.
Acest lucru nu s-a întâmplat. Și tocmai de aceea anul acesta noi nu am reușit pe exercițiul financiar al Uniunii Europene 2014-2020, nu am reușit să aducem fonduri europene. Autoritățile de management au fost întocmite de către doamna ministru Rovana Plumb de-abia la sfârșitul verii și au fost aprobate acum în septembrie, au fost aprobate de către Comisia Europeană și urmează apoi să fie semnate granturile de finanțare, urmând ca din 2018 să vină banii pe proiectele operaționale mari pentru România. De asemenea, Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții, un fond care vedem că se pun diverse piedici pentru a nu fi pus în aplicare, pentru a nu se înființa acest fond suveran. Sunt piedici puse tocmai pentru ca România să nu se dezvolte și PSD-ul să nu-și pună în aplicare programul de guvernare. Sunt piedici care se văd, încă o dată, repet, trecând peste greșelile pe care le facem și noi la guvernare și care au existat și există întotdeauna și cred că vor exista, indiferent că vorbim de PSD sau de alte partide. Sunt greșeli, până la urmă, normale într-un act de guvernare. Dar mai departe vedem toate aceste lovituri și toate aceste contre împotriva actului de guvernare, tocmai pentru ca această coaliție, Partidul Social Democrat împreună cu ALDE, să nu reușească să-și pună în aplicare planul de guvernare, pentru a avea mai departe, v-am zis, prima țintă 2019, să aibă cu ce să vină, pentru că vedem nici în 2014, domnul președinte, nu a venit cu un proiect personal pentru țară. A candidat și știm bine că a ieșit doar pe un vot împotriva candidatului PSD, Victor Ponta, dar nu având un plan de un proiect de țară așa cum l-a avut domnul Ponta. La fel se întâmplă și acum cu PNL-ul în ceea ce privește actul de guvernare. Nu a avut absolut nimic, doar critică, tocmai pentru că, v-am zis, în 2019 urmează alegerile prezidențiale. Este o bătălie extraordinar de importantă, pentru că vedem și știm bine, fiind la președinția țării, ai o apropiere mult mai mare față de servicii. Și atunci când ai această apropiere, îți dă și o putere în țară. Nu contez că este foarte posibil și chiar vizibil că domnul Klaus Iohannis a început joaca. Însă, mare atenție, mingile îi sunt oferite de către membrii PSD ajunși în anumite posturi, aici mă refer în prima instanță la premierul Grindeanu, acum la domnul Tudose, membrii PSD de ani de zile și care, iată, voit, nevoit, par să facă jocurile celor care se situează în afara PSD-ului. Da, vă dați seama că și pentru noi este o mare semn de întrebare. Și nu puteți nega că se întâmplă chestia asta. Da, credeți-mă, nu este întâmplător acel sondaj la adresa guvernului. Și ați văzut că inclusiv domnul Pieleanu și domnul Dragnea au spus foarte clar că nu este sondajul comandat de PSD și nici de domnul Dragnea. Sondajul vine din altă parte. Tocmai și de-aia și domnul Pieleanu ezită și nu spune acest lucru. Deci sondajul a fost din altă parte. Și a fost partea unui plan tocmai de decimare a guvernării. Partea unui plan pentru că toată lumea se aștepta ca domnul Tudose, când s-a dus la ședința de comitet executiv, să-i se ceară demisia. Așa cum s-a întâmplat în cazul domnului Grindeanu. Dar toate aceste lucruri se știau de către membrii comitetului executiv și era clar că nu se putea cere demisia domnului Tudose, pentru că ajungeam din nou în situația domnului Grindeanu. Deci, încă o dată, sunt lovituri, sunt planuri puse la punct tocmai pentru a decima Partidul Social Democrat, pentru că vedem în comparație cu ceea ce se întâmplă în actul de guvernare. Deși eu nu cred, bine, trecând peste faptul că domnul Pieleanu în general a dat sondaje conforme cu realitatea. Deci s-a văzut că ceea ce domnia sa spunea în sondaje s-a întâmplat și la vot. Dar aici este vorba de a estima, de a vorbi despre imaginea unui guvern. În antiteză, am văzut sondajul tot al domnului Pieleanu legat de partidele parlamentare, despre opțiunea la vot dacă s-ar vota în această perioadă. Și am văzut că Partidul Social Democrat este prima opțiune și depășește deja 50%, undeva la 55%. Deci e clar că toate aceste planuri ale președintelui sunt de a decima Partidul Social Democrat, pentru că este singurul partid care a mai rămas și vede și domnia sa faptul că PNL
este inert. Este un partid care nu mișcă și nu are puterea unui partid de opoziție care să genereze acea opoziție clară la Partidul Social Democrat. Și vedem că a crescut tardiv, undeva 20 și ceva la sută, dar nu este o creștere spectaculoasă. Este o creștere, până la urmă, firească a unui partid aflat în opoziție. Dar un partid de talia PNL-ului, din punctul meu de vedere, fiind în opoziție, ar fi trebuit să crească mult mai mult. Și aici este marea problemă și de asta am și spus că toate aceste atacuri vin direcționate, în primul rând, din această zonă, tocmai pentru a-i crea domnului președinte un culoar favorabil în 2019. Păi și atunci ce să înțelegem? Că PSD-ul are o problemă în a numi premieri? Pentru că, iată, două numiri aprobate, două eșecuri. E o problemă destul de delicată și... Cine crede, e clar că atunci când ajungi pe o astfel de funcție înaltă... Ați mai avut premieri social-democrați și n-au fost Da, vedem că avem așa, parcă în ultimii ani, un blestem în Partidul Social-Democrat. Nu mai numiți dumneavoastră premierul, dacă numiți... Domnul Ponta, care și-a dat demisia pe Facebook din fruntea partidului, apoi a plecat din fruntea guvernului și-a dat demisia, am avut apoi cazul domnului Grindeanu. Deci sunt oameni cu state vechi în partid. Exact. Sunt situații și situații. Cine crede că ajunge premier și ajunge, sau și ministru, și ajunge în actul de guvernare, este un lucru foarte ușor să înșeală. Este extrem de greu. Și asta tocmai datorită faptului că vedem aceste presiuni imense, doar politice, doar pur politice, din partea instituțiilor de forță ale statului și aici, în primul rând, vorbim de DNA. Vedem nenumărate abuzuri. Iată, vedem controlul pe care l-a declanșat pentru prima oară în ultimii 10 ani, pe care l-a declanșat ministrul Justiției, domnul Tudorel Toader, la adresa DNA, un control de management, până la urmă. Și ați văzut foarte bine că în ultimii 10 ani nu s-a făcut un astfel de control. Și iată, vedem câte nereguli s-au regăsit la DNA. Câte dosare care stau în sertarele DNA-ului. Dosare foarte grele. Nu din acestea pur politice de a dărâma un guvern, de a dărâma o guvernare, de a schimba miniștri, de a schimba premieri. Nu, dosare foarte grele, cu adevărat de corupție, dar care, iată, nu sunt scoase și nu se soluționează. Nu este normal, ați văzut chiar un caz dosar în 2007, se știa de el și acum a folosit în 2017 pentru nu știu ce interese. Nu este normal acest lucru și vedem foarte multe dosare despre oamenii politici sunt legate de perioada 2007, 2009, 2010. Epoca Băsescu. Deci atunci, până în 2011, maxim 2012, deci până atunci. Păi asta am și știți că inclusiv dacă mi-aduc aminte chiar la dumneavoastră emisiune întrebam, păi unde au fost aceste instituții? De ce nu s-au luat măsurile acestea atunci? De ce acum? E clar și asta a văzut-o și cetățeanul, de asta și această luptă cu statul de drept nu mai ține în viziunea poporului, nu mai ține în viziunea cetățenilor, pentru că ei și-au dat seama că sunt doar lupte politice și acest DNA în situația în care prin lege ar trebui să facă cu adevărat curățenie și asta ne dorim cu toții, această instituție face doar lupte politice și este implicată din ce în ce mai mult în luptele politice. Știți bine că inclusiv aici în Gorj, ceea ce a fost legat de guvernarea PDL, știți bine interpelările făcute de corpul de control al premierului Ponta, de complexul energetic Oltenia, de Transgaz, de compania de sare, de compania Poșta Română, de Hidroelectrica, dosare foarte grele, de sute de milioane de euro, care nu au fost nici măcar băgate în seamă. Și atunci este normal că stai și te gândești când ai astfel de dosare clare, unde s-au găsit nereguli și nu ai făcut nimic și imediat cum a dat acest guvern, a dat o ordonanță sau a dat o hotărâre de guvern cu ani în urmă, să te sesizezi și să faci dosar. Nu este normal și acest lucru e clar că duce la șubrezirea actului de guvernare. Într-adevăr, e sau sunt multe semne de întrebare privitor la ce s-a întâmplat în spațiul public, dar vom relua discuția după o scurtă pauză de publicitate. Sub parânghe forfotă.
unde vinzi și cumperi aproape orice. Iar când îți vine foame, cei mai adevărați mici îi găsești în Terasa Succes, numai preparate sănătoase din carmangeriile noastre. Carne sigură ce provine de la fermele Succes. Aducem din păstrăvăria noastră păstrăv viu crescut natural, pâinea gorjenilor proaspătă și caldă, fructe și legume, toate la prețuri de producător. Asigurăm toate serviciile unui târg auto european. Târgul Auto Succes, cel mai mare târg auto din Oltenia. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseria și știu de ce. Îți dorești o nuntă de vis într-o locație spectaculoasă și servicii impecabile? Nicio problemă! Te așteptăm la restaurant Infinit, cel mai nou și exclusivist centru de evenimente situat pe centura Narciselor, la doar 2 km de coloana Infinitului și cu o capacitate de 500 de persoane. Relații la numerele de telefon 0767 574 771 sau 0767 574 746. Restaurant Infinit. Husqvarna a început campania de toamnă 2017. Motoferăstrăul 236 la prețul de numai 749 lei, destinat oricărui gospodar priceput. La modelele 435, 440, 445 sau 450 primiți cadou două lanțuri Husqvarna, precum și la modelele destinate profesioniștilor, începând cu modelul 560, primiți cadou o șină de ghidaj și două lanțuri Oregon. Oferte de nerefuzat la frezele de zăpadă, începând cu prețuri de la 3199 lei. La fiecare lanț Oregon cumpărat veți primi cadou o pilă, iar la cumpărarea unei șine de ghidaj Oregon, cadou un litru de ulei pentru ungere. Vă așteptăm în rețeaua noastră de magazine din Târgu Jiu și județul Gorj. Telefon 0253 210736. Husqvarna, e al naibii de greu să fim cei mai buni. Pomadil.ro. De ce noi? Pentru că suntem cei mai buni în domeniul distribuției. Începând de la alimente, cafea, băuturi alcoolice și non-alcoolice, cosmetice, pachete aniversare și până la vinuri de cea mai bună calitate. Pomadil.ro. Livrăm în afara orașului la o comandă minimă de 100 de lei, transportul este de 10 lei. Pentru comenzi de peste 2000 de lei, transportul este gratuit în afara orașului, iar în Târgu Jiu livrarea este gratuită, indiferent de valoarea comenzii. Pomadil.ro. Pentru comenzi, contactați-ne la numerele de telefon 0253 237 420 sau 0756 112 054. Pomadil.ro. Satisfacția noastră, mulțumirea dumneavoastră. Casa de discuri Emi Evans Music a lansat pe piață albumul intitulat La câți am făcut eu bine, al îndrăgitei interprete Reli Gherghescu. La câți am făcut eu bine, lume dragă, lume, acum vorbesc rău de mine, lume dragă, lume. Emi Evans Music, casa de discuri care își răsfață publicul și își respectă colaboratorii. Aici sunt artiștii și muzica sufletului tău. Comenzi de CD-uri la telefon 0722 833 814 sau pe www.emievansmusic.ro. A fost
odată ca niciodată un magazin unde intrai și puteai să cumperi orice cu 30% discount. Hei, asta nu e poveste, e realitate. La Viena Optic ai tot cu 30% discount. Adică îmi pot lua ochelari de soare sau de vedere cu 30% discount? Da, trebuie doar să mergi în magazinele Viena Optic din Petroșani și Târgu Jiu și ai totul cu 30% mai ieftin. Viena Optic. Orizonturi fără limită. Pornește la drum cu cei mai buni. Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC. Obține acum categoria de permis auto B, BE, C, CE cu cei mai buni instructori. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, cabinet pentru efectuarea testelor psihologice și fișe auto, program flexibil pentru orele de conducere, consilierea și pregătirea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final, dar și un impresionant parc auto. Vrei permis? Alegerea este a ta! Hai la drum cu Auto TNC! Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Cu noi totul este mai simplu, pentru un succes garantat. Școala de șoferi Auto TNC. Telefon 0765 050 111. Prin mesajul Îndrăznește să visezi, se desfășoară campania de informare și conștientizare privind rolul tinerilor în dezvoltarea comunității, denumită Tinerii de azi, oportunități, potențial și bariere. Campania este derulată în cadrul proiectului cu titlul Încrederea vine din acțiune, implementat de către Asociația Iubire pentru Oameni Rovinari, în parteneriat cu DGASPC Sălaj și SC Anaida Agroturism SRL Bihor. Proiect finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului prin programul de finanțare Concurs Național de Proiecte de Tineret 2017. Am revenit, dragii mei, discutam în finalul primei părți despre problemele pe care pare să le aibă Partidul Social Democrat atunci când desemnează un premier în ultimele 6-7 luni. Iată două probleme mari pe care le-au avut social-democrații, în speță chiar Liviu Dragnea, pentru că e firesc, fără girul lui nu s-ar fi numit premierul de către PSD. Mai întâi Sorin Grindeanu, apoi acum se pare premierul Tudose face jocurile celor care nu sunt în PSD, sau asta este senzația. Stimate domn, pentru a închide subiectul de la nivel central, putem spune sau putem crede caracterul veridic al afirmației vicepreședintelui PSD, doamna Firea, care spunea că din spirit de solidaritate la ședința Comitetului Executiv de la nivel central au mai fost două doamne care au dorit să-și dea demisia, adică doamna Pană, dacă nu mă înșel, și Olguța Vasilescu, două nume, sau cel puțin al doilea, de maximă importanță, este cea care într-un fel sau altul gestionează Ministerul Muncii și sunt două domenii, greu. Un minister destul de dificil. E adevărat ce a spus Gabriela Firea sau sunt speculații aruncate așa ca să mai îndueșeze oamenii? Nu cred că astfel de informații pot trece de domeniul speculațiilor. Este clar că acolo s-au întâmplat foarte multe, s-a jucat destul de dur. Era clar că trebuia evitată o criză, riscam, nu numai noi, Partidul Social Democrat, să intrăm în criză, ci riscam să intrăm și în guvernare și țara să o aducem într-o situație de criză politică, ceea ce nu ar fi fost foarte bine pentru România și pentru cetățeni, pentru nimeni. O astfel de criză politică nu și avea sensul, mai ales acum la sfârșit de an. S-a găsit această soluție și toți membrii CEC au fost solidari cu demisiile celor trei membri ai guvernului. Acum vedem dacă nominalizările pe care Partidul Social Democrat le-a făcut vor fi acceptate de către președintele țării. Am și văzut confirmarea faptului că lista a fost primită a fost trimisă la Cotroceni. Administrația prezidențială a primit această listă. Vedem dacă în această seară vor avea loc numirile celor trei miniștri sau vor fi respinse ori toate, ori
unul sau doi dintre, una sau două dintre propuneri. Vom vedea mai târziu, în această seară, dacă se va depune jurământul sau va fi o nouă amânare până la noi nominalizări. Asta acum depinde de administrația prezidențială. E posibil orice, pentru că din punct de vedere politic e clar că prelungirea unei crize îl avantajează pe președintele țării, dar pe de altă parte este o criză în dezavantajul țării și care nu își are sensul. Într-adevăr, sunt lovituri politice, politica este foarte dură, dar trebuie să vedem până la urmă și interesul țării și interesul cetățenilor, să trecem peste aceste lupte politice care fac rău țării. Și spuneam în prima parte, România se află pe un trend ascendent, ați văzut că inclusiv Uniunea Europeană a confirmat pe creștere indicele de dezvoltare economică al României. Era prognozat undeva la 5,5 și 6%, deja România a depășit 6%, cu toate creșterile salariale care, și de pensii care au avut loc în acest an. Cu toate acestea, iată că România se află pe un trend foarte bun, șomajul este în scădere, locurile de muncă sunt deja multe și știm foarte bine că avem o problemă din acest punct de vedere și inclusiv o discuție cu dumneavoastră discutam despre faptul că este o cerere mai mare de locuri de muncă decât de personal care să se angajeze. Lucruri care trebuie rezolvate și numai cu liniște se pot face aceste lucruri. Ducem acum firul discuției încoace spre teritoriu, mai exact la noi în municipiu. Se anunță o perioadă tensionată după ce în primă instanță majoritatea din Consiliul Local al municipiului Târgu Jiu a considerat inoportun proiectul de aducerea unui city manager, administrator public, proiect inițiat de către primarul Marcel Romanescu. Iată că acum, prin vocea unui coleg consilier local, se pare că v-ați revizuit cumva optica, viziunea și veți aduce în discuție un asemenea proiect. Va fi el supus aprobării la prima ședință ordinară, cea de la finalul acestei luni? Vedem acum, miercuri o să avem ședință de comisii și vedem materialele care se vor discuta la comisii și vedem ceea ce dorește și domnul primar. Am văzut că în continuare dumneavoastră nu renunță. Știm bine că această funcție a fost trecută în organigramă pentru că așa a venit pe legea administrației publice locale. Toate OAT-urile din țară au prevăzut acest pont de administrator. Și atunci era clar că și noi, primăria Târgu Jiu, trebuia să trecem acest post în organigramă. Nu toate orașele au ocupat acest post de administrator public sau de city manager, cum ne place la foarte mult să spunem. Deocamdată, domnul primar nu ne-a convins, nu este obligatoriu să votăm un proiect de hotărâre doar pentru că a fost trecut într-o, așa zis, program administrativ. Fundamentarea a fost una extrem de slabă, asta am și spus-o, nu avea niciun fel de fundamentare. Ba mai mult, știm bine că membrii PNL au avut declarații destul de dure la adresa noastră și spuneau foarte clar că vor fi luate atribuțiile viceprimarilor, lucru pe care noi l-am spus de la început că asta se urmărește prin numirea city managerului, ca atribuțiile viceprimarilor să fie unele limitate doar de decor și să fie preluate de către acest city manager. Și era clar că nu avea niciun sort de izbând acest proiect de hotărâre și tocmai de aceea noi ne-am opus acestui proiect. Vedem ce va fi, ce argumente concrete se vor aduce, pentru că vedem foarte bine, după 6, și toată lumea știe, după 6 luni de mandat interimar al domnului Aurel Popescu, primăria municipiului Târgu Jiu avea un plus de 15 milioane de lei cash. Deci avea bani disponibili. Deci se poate administra un oraș și fără acest city manager. Și s-a dovedit faptul că, iată, domnul Aurel Popescu a reușit să conducă primăria municipiului Târgu Jiu și să aibă și rezultate, din punct de vedere economic, să aibă rezultate bune.
Mai departe vom vedea fundamentările, pentru că este important acest lucru și noi de fiecare dată în ședințele de comisii căutăm argumente și fundamentări de la inițiatorii proiectelor și de la personalul angajat din cadrul primăriei responsabil cu aceste fundamentări. Am văzut în presa locală un lucru interesant pe care, sincer să fiu, îl intuiam. Încep să apară primele nume vehiculate pentru a asigura managementul viitorului club sportiv municipal. Ați discutat la partid de nume, de persoane sau sunt simple speculații? Exclus așa ceva, vă spun foarte sincer, fiind și secretar organizației municipale, e clar că ar fi trebuit să știu de astfel de discuții. Chiar săptămâna trecută am avut o discuție pe această temă cu președintele organizației municipale, cu domnul Aurel Popescu, și nici vorbă de astfel de nominalizări din partea noastră. Sunt, deocamdată, sunt pure speculații. Știm bine faptul că, deși Alianța PSD al de PSRO din Consiliul Local a inițiat acest proiect de înființare a Clubului Sportiv Municipal, domnul primar, deși în comisii am zis, domne, haideți să avem un proiect comun și inclusiv consilierii PNL și consilierii PMP și-au desemnat către un consilier pentru a face parte dintr-o comisie care să stabilească și să vorbească punctifor pe un regulament de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal pe care noi l-am înființat. S-au purtat aceste discuții în cadrul acestei comisii formate din consilierii, din reprezentanții consilierilor locali municipiului Târgu Jiu, iar la ședința de Consiliu ne-am trezit cu un nou proiect de hotărâre de înființare a unui club sportiv municipal din partea domnului primar. Era clar și s-a și văzut la vot, inclusiv consilierii PMP au votat împotriva proiectului inițiat de domnul Romanescu, pentru că au spus foarte clar, am stabilit că mergem pe acest proiect, am stabilit că mergem pe acest regulament de organizare și funcționare. Tot ceea ce s-a discutat în acea comisie și s-a dezbătut de către fiecare reprezentant al partidelor din Consiliul Local și s-au concluzionat și s-au pus la punct toate nălămurile în acel regulament de organizare și funcționare, nu-și mai avea sensul un alt proiect de hotărâre legat de înființarea unui CSM. Lupte din acestea, să zicem, surde, oarbe, care nu și-au rolul și sensul și care doar arată ceea ce eu o spun de foarte mult timp, chit că supăr pe foarte mulți, dar asta este realitatea, nu se poate și nu se știe a se administra primul. De când își vor intra în funcție cei care vor asigura conducerea acestui club sportiv municipal și cum îi veți selecta? Pentru că deocamdată nu este foarte clar care este procedura de președintele, numire. Președintele clubului va fi numit de către Consiliul Local. Atribuțiile clubului sportiv municipal sunt delegate de către Consiliul Local. Consiliul Local este cel care conduce și coordonează. Toate deciziile se iau doar de către Consiliul Local. Nu mai există o persoană, două, care să decidă activitatea unui club. Nu. Clubul Sportiv Municipal va fi condus de către Consiliul Local, indiferent de culoarea politică. Tocmai de aceea am împuternicit Consiliul Local, tocmai de aceea am dat Consiliul Local să conducă toată această activitate, pentru a nu mai exista discuții. Indiferent că acum suntem noi. În 2020 pot să fie alte partide care să conducă, să aibă majoritate în primăria municipiului Târgu Jiu. Consiliul Local trebuie să-și facă datoria și să conducă acest club sportiv. Președintele numit de Consiliul Local va face mai departe diligențele necesare și demersurile necesare pentru a-și întocmi un aparat de specialitate care să conducă activitatea în acest club sportiv. Vom face toate demersurile pentru a ne afilia pe ramurile sportive pe care le vom înființa, pentru a ne afilia la federațiile de specialitate și să începem activitatea. Este clar că până în 2018, la votarea bugetului, deocamdată avem doar planificate, organigramă,
toate acestea. Și aveți un calendar, adică nu un calendar, un termen de la care va începe efectiv funcționarea? Nu, un termen încă nu îl avem, pentru că așteptăm și de la instituția prefectului un punct de vedere ceea ce privește înființarea acestui club sportiv municipal, pentru că în acum două luni, când am luna trecută, de fapt. Da, acum o lună. Da. Când am venit pe suplimentarea de ordine de zi cu propunerea de înființare a clubului sportiv municipal, aceasta a fost trimisă către instituția prefectului. Instituția prefectului și-a spus punctul de vedere și atunci noi în ședința, în ultima ședință ordinară, am abrogat, era clar, am abrogat hotărârea anterioară de Consiliu Local și am decis să înființăm de la zero, tocmai pentru că așa s-a decis în acea comisie de lucru. Să înființăm de la zero și am luat-o de la zero ca să nu mai fie niciun fel de discuții. Și am dorit ca toți consilierii locali să facă parte din acest proiect. Deci, până la urmă, chiar noi, Alianța PSD, ALDE, PSRO, care am inițiat acest proiect, am cedat, am dat de la noi și am zis că este normal să fie un club sportiv municipal al tuturor consilierilor, al Consiliului Local, nu al Alianței. Al cetățenilor. Exact, al cetățenilor. Prin reprezentanții lor în Consiliul Local. Noi care suntem reprezentanții cetățenilor în Consiliul Local, dar ca și inițiatori să fim toți. Și credeți că veți înlătura suspiciunea de numire politică, care va plana, evident, chiar absolut dacă intră plana, în atribuțiile CLU-ului. Ceea ce va ține de noi, consilierii locali, va face tot ceea ce ține de noi ca totul să fie transparent. Inclusiv bugetul. Avem deja, am vorbit deja cu colegi din Alianță și voi veni cu o propunere pentru ceea ce înseamnă viitorul patrimoniu al Clubului Sportiv Municipal. Ne referim aici la stadion și la sala sporturilor. Vedem apoi, dar eu am un proiect pentru acest club, pentru tot această bază sportivă și eu zic că este o propunere foarte bună și care va fi în beneficiul orașului și a clubului sportiv. E clar că toată această bază sportivă este normal să intre până la urmă apoi în patrimoniul clubului sportiv municipal. Bază sportivă administrată de Consiliul Local intră în patrimoniul municipiului Târgu Jiu și este clar că este de datoria noastră să-l administrăm. Având acest club sportiv municipal, e normal ca și baza sportivă să fie acolo. Și așa mai departe. Vom vedea apoi și cu spațiile comerciale. Vom vedea în primul rând după preluarea complexului sportiv. Prin proiect vom vedea care spații vor fi spații administrative, așa cum spune proiectul, și care vor fi spațiile comerciale. Se va decide tot în Consiliul Local ceea ce se va întâmpla cu spații, pentru că și aici au fost discuții. Deocamdată nu s-a stabilit nimic concret. Și au apărut speculații și slavă Domnului multe. Da. Din punctul meu de vedere și din punctul multora dintre colegii din Consiliul Local, este ca acest patrimoniu să fie administrat și această bază să fie administrată de Consiliul Local. Și vom vedea mai departe ce vom decide. V-am zis, eu deja am un proiect, o să vin cu el în fața Consiliului Local în ceea ce înseamnă administrarea bazei sportive și tot ceea ce ține de stadion și de sala sporturilor. Vom vedea ce se va întâmpla și aici. O întrebare aproape retorică. Totuși, poate aveți un răspuns sper favorabil. Se aud așa vești miracol care să aducă la revigorarea, la reînvierea echipei Pandurii Târgu Jiu? În primul rând, vești financiare. Ceea ce ține de primăria municipiului Târgu Jiu, știți bine că noi ne-am făcut datoria, așa cum era trecut în statut prin asociere, noi aveam ca atribuții să punem la dispoziție baza sportivă, să achităm toate acele cheltuieli și noi de aceste datorii le-am îndeplinit. Mai departe știm bine că datoria cea mare vine de la Complexul Energetic Oltenia și am spus-o de fiecare dată, nu putem noi să fim responsabili acum pentru nici faptul că... Nici nu va acuza cineva că ați fi responsabil. Pentru faptul că s-a tăiat finanțarea din partea Complexului Energetic Oltenia și știm bine, nu mai reluăm subiectul, anul trecut, la începutul anului 2016, guvernarea tehnocrată care a hotărât tăierea finanțării.
Deși au fost bani, erau bani care puteau să întrețină. Da, foarte interesant, bineînțeles, nu intră în competențele Consiliului Local Târgu Jiu. Foarte interesant, CEO, la momentul vorbirii, este pe plus, un exercițiu financiar pe plus și cu toate astea semnalele sunt foarte certe. Nu vor da bani pentru sport. Momentan nu, pentru că până nu se va depune bugetul, bilanțul, nu au cum să își fac, să achite. Și credeți că vor da în 2018? Nu pot eu să vă spun, vă dați seama că tot Ministerul de Resort va trebui să decidă acest lucru și trebuie prevăzute aceste sume. E clar că acum nu putea, pentru că au exercițiu financiar anterior care a fost pe pierdere și legea nu le dă voie. Tocmai de aceea nu s-a putut relua finanțarea. Mai departe, vă dați seama că sunt zvonuri și zvonuri și nu pot eu să comentez și aceste legate de zvonuri. Eu v-am zis partea noastră, ceea ce a ținut de Consiliul Local. Eu zic că ne-am achitat și am făcut tot ceea ce a ținut de noi. Să nu uităm cum arăta stadionul înainte. A venit pandurii pe baza sportivă, pe stadion, știm bine, primăria municipiului, eforturile pe care le-a făcut de modernizare, s-a mărit capacitatea, s-au refăcut vestiarele, zona de loje, s-au adus iluminatul, s-au pus o tabelă nouă, lucruri importante pe care primăria municipiului Târgu Jiu le-a făcut și a fost în beneficiu echipei și în beneficiu orașului, pentru că am avut și rezultate foarte bune și sperăm să avem în continuare la Târgu Jiu rezultate. Vedem foarte bine că baza este una bună, ceea ce privește tinerii în județul Gorj. Vedem că avem rezultate și la box, vedem că avem rezultate și la basket, și atletism. La handbal, atletism. Deci, bine, basketul și handbalul, mă scuzați că vă întrerup, abia acum își revin din corzi. Exact. Au fost în moarte clinică, cel puțin, de fapt ambele au fost desființate. Vă dați seama, aici a fost cea mai mare lovitură. Echipa de fotbal a văzut că a reușit să mai meargă puțin. Dar pentru echipa, mai ales pentru echipa de basket, care atunci era calificată în semifinalele Final Four. Da. Și s-a tăiat finanțarea. Pentru echipa de handbal care jucase într-o competiție europeană până în fazele superioare. Deci, și handbalul, dar acolo a fost lovitura cea mai dură pentru echipa de basket care era în semifinală și avea șanse reale de a ajunge din nou în final. Ea a fost echipa finalistă anterioară. A ieșit pe locul 2. Din păcate, aceste decizii politice care au avut loc anul trecut pe guvernarea tehnocrată, iată, au afectat toate aceste rezultate și este păcat. Dar eu cred că prin înființarea acestui club sportiv municipal, toate aceste activități sportive vor reînvia și eu vreau să asigur cetățenii municipiului Târgu Jiu că de tot ceea ce ține de noi, consilierii PSD-ALDE și PSRO, vom face tot ceea ce ține și vom lua deciziile cele mai bune pentru clubul sportiv municipal și pentru a avea un club așa cum se cuvine, să devină o forță. Consiliul local. Pot să vă spun că am fost inclusiv în țară la mai multe cluburi sportive municipale și am stat de vorbă acolo cu directori, cu președinți și directori din cadrul clubului și am văzut cum se desfășoară activitatea acolo și este clar că vom face tot ceea ce ține de noi pentru a avea rezultate la Târgu Jiu. Vom vedea ce se va întâmpla și cu sectorul sportiv. Până una alta, cel puțin la momentul vorbirii, handbalul, basketul par să fie reînviat. Cât va ține acest miracol sau dacă se va aplica și fotbalului, de asemenea, vom urmări cu foarte mare interes. Stimate domn, vă mulțumim pentru prezența în această seară. Și eu mulțumesc. Oricând timpul vă permite, vă așteptăm cu mult interes. Mulțumesc foarte mult. În altă ordine de idei și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, o seară cât mai plăcută. La revedere! La revedere!